25 mai este ziua în care de 6 ani încoace Colegiul Bogdan Petricei cu HDU își deschide porțile. Astăzi ziua a început cu activitățile din liceu, simularea probei de limba engleză la care s-au înscris 250 de elevi din municipiu, simulări ale unor olimpiade internaționale, târguri de carte, sesiuni de comunicări științifice și altele. Suntem la a 6-a ediție a Zilei Porților Deschise, organizată după acest tipic. Și înainte de 2007, când a fost prima ediție, s-a mai făcut Ziua Porților Deschise în HZU, dar nu cu amploarea aceasta. Este o zi de răsunet, să spun așa, pentru comunitatea HD-iană, pentru că sunt mulți care așteaptă un an de zile să se manifeste în ceea ce se organizează în Ziua Porților Deschise, cu prilejul Zilei Porților Deschise. Astăzi am avut onoarea să-l avem pe domnul academician Mihai Bălănescu, ne-a vorbit despre energie nucleară, și pe domnul academician Constantin Bălăceanu Stolnici, au făcut un tandem extraordinar în cadrul Ateneului. La sala Consiliului Județean s-a desfășurat o a doua parte a acțiunii Ziua Porților Deschise. În prima parte au fost premiați elevii care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a profesorilor care i-au pregătit. După ce premianții și-au primit diplomele și premiile în bani, a urmat spectacolul anual organizat și susținut de elevii colegiului. Este spectacolul anual organizat de elevii noștri, conduși de doamna profesor Mihaela Amăricăi. Un spectacol care, v-am spus, se pregătește un an de zile ca astăzi ei să se desfășoare în toată amploarea lor. O să vedeți că avem câțiva soliști extrem de talentați, aș zice chiar unii de nivel profesionist, Teodora Gaitanovici, Andrei Stoian, Manciulea, o să-i ascultați și o să vedeți că este un spectacol de calitate. Spectacolul a fost de calitate, iar interpreții au fost răsplătiți cu aplauze furtunoase din partea colegilor lor. Dora Gaitanovici, aparent fragilă, dar cu o voce formidabilă, a reușit să electrizeze auditoriul și să ridice sala în picioare. Trecând peste micile greșeli inerente la un spectacol de anvergură, a fost o adevărată gală a Colegiului HDU, pe care telespectatorii Campus TV o vor putea urmări în întregime în zilele următoare, atât la televizor cât și pe internet, pe noul site al Campus TV.